concursuri care mai de care mai trăznite, premii pe măsură, surprize, muzică și voie bună. Așa s-a desfășurat balul Crăciunului, organizat vineri seară de elevii clasei a 11-a F de la Liceul Tudor Vianu. Clasa 11-a F împreună cu doamna profesor Bețanca Pompilia am hotărât ca să organizăm un bal, un bal al Crăciunului, marcând astfel sărbătorile de iarnă. În acest bal au fost foarte multe concursuri, un concurs de bancuri, licitație de băieți și, de ce nu, și o probă de curaj. La sfârșit vom avea un concurs de Miss și Mister, unde după această probă tinerii se vor distra și noi sperăm ca în viitorul apropiat să organizăm cât mai multe acțiuni interactive de genul acesta. Tinerii s-au distrat pe cinste, participând la tot felul de concursuri, care mai de care mai trăznite, și au câștigat și premii, asigurate de sponsorul acțiunii, administratorul public al județului Dumitru Beianu. Și noi avem un câștigător pe Chirian de Bărbatu. Cine a scris asta? Cine a scris că și-și dorește pe Chirian de Bărbatu să vină să ia cu probe? Care este cel mai trăznic cadou pe care ai vrea să-l primești în moșcătă? De la îmi doresc o păpușă gonfulabilă. Cine a scris? Să vină să-l trimite premiul. Seara s-a încheiat, așa cum era normal, cu multă muzică și dans.